Preotul Vladimir de mult slujea la biserică. Își iubea munca. Deși era primit să-și numească ocupația slujire, din obișnuință preotul Vladimir își numea slujirea muncă. Treaba e că înainte, de multe, parcă cu totul în altă viață, el nu era legat de religie, de slujbă și de nimic religios în general. Ca și mulți alți oameni din generația lui, Vladimir era ateu. Mai mult decât atât, nu-l chema Vladimir, ci Grigore. Când devin preoți aceștia de regulă, își iau un nume nou. Se face asta pentru ca nimic să nu îl lege de lumea oamenilor de rând. Domnul Grigore a fost chirurg. Era unul dintre medicii de frunte, la operațiile chirurgicale, care uneori erau și câteva pe zi. Muncă, muncă și iar muncă. Grigore nu a reușit să-și întemeieze o familie în anii de studenție și acum era prea târziu pentru asta. Dar îi plăcea viața lui, se uita la prietenii săi care aveau soții și copii, toți ca unul erau oameni profund nefericiți, după părerea lui Grigore. Fără atenția cuvenită din partea soților, soțiile mereu îi băteau la cap pe soți pentru lipsa acesteia. Copiii, tații cărora munceau din greu, îi vedeau doar dormind, nu participau aproape nici cum la educația lor. Cercul vicios de amante la care alergau prietenii lui, de la soțiile lor veșnic nemulțumite. Unii chiar au încercat să trăiască în două familii deodată, până la urmă însă oricum se afla adevărul. Scandaluri, isterii, divorțuri, oameni profund nefericiți. Așa își vedea Grigore prietenii căsătoriți. Desigur că el n-ar fi fost împotrivă să vadă cum ar fi arătat copiii lui, dar nu vedea lângă el nicio femeie. Desigur că nu era de fier și avea femei. Dar odată ce acestea îi invadau spațiul personal, uitând de exemplu o fundă de păr la el acasă, o centuță sau o periuță de dinți, Grigore percepea asta ca un pericol și își găsea altă pasiune. Grigore era mândru de libertatea și independența sa. El nu putea să-și imagineze ca lângă el să se învârtă prin preajmă același chip, dimineața, seara și în weekend. Da, el era cunoscut printre prietenii săi ca un burlac înrădăcinat și un Don Juan. Așa avea să continuă până la adânci bătrâneți, dacă n-ar fi fost un caz tragic, care a dat peste cap viața lui Grigore. Odată, prietenul lui, medic și el, a nimerit într-un accident teribil. A fost rănit, dar nu critic. Soția lui însă a decedat pe loc, iar fiul era aproape pe moarte. Copilul avea nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. El avea vreo 10 ani. Cu copilul în brațe, plin de noroi, prietenul lui a intrat rapid în spital. Cerea să fie chemat Grigore și doar el. Căzând în genunchi la propriu, prietenul lui stătea în fața lui Grigore. Salvează-l, am încredere doar în tine, striga prietenul lui, fiind în stare de șoc. Dar eu nu sunt chirurg pediatru, trebuie să chemăm un specialist bun, a răspuns Grigore. Eu am încredere doar în tine, doar în tine, ăsta e fiul meu, Ion, și eu pot să ți-l încredințez doar ție, Grigore, îl implora bietul părinte. Grigore a fost de acord. Asta și-a fost greșeala lui, sau lecția de la Dumnezeu, cine știe, încă nu s-a lămurit în asta. Copilul a murit în sala de operație și cel mai groaznic e faptul că Grigore înțelegea că lui pur și simplu nu i-a ajuns calificare. Fiziologia copiilor se diferențiază de cea a adulților. Încrederea oarbă a tatălui din cauza tragediei l-a dezamăgit și doar i-a furat fiul. Dar dacă privim adevărul în față, reiese că Grigore i-a luat fiul prietenului său. Trebuia să insiste asupra faptului că e necesar un alt specialist, dar credința prietenului său l-a flatat pe Grigore, i-a hrănit vanitatea și ca rezultat a murit un copil nevinovat. Moartea lui Ion n-a fost prima în experiența lui, dar sigur a fost cea mai grea. După înmormântarea copilului s-a mai întâmplat ceva.
Era a noua zi după. În cabinetul lui Grigore s-a năvălit acel prieten neconsolat, care într-o zi și-a pierdut soția din cauza șoferului beat și fiul din cauza lui Grigore. Tu ești vinovat în toate, nu mai am pentru ce trăi, a spus prietenul lui, a scos o armă și în fața lui și-a pus capăt zilelor, sau mai bine spus, suferințelor pământești. Grigore era șocat. De unde a găsit prietenului arma nu contează. Contează faptul că, văzând-o, Grigore s-a speriat pentru propria viață. Era sigur că prietenul lui a venit să se răzbune, dar acesta a venit să-și mute suferințele de pe pieptul său pe pieptul lui și acum urma să trăiască cu asta. Grigore mult timp nu și-a revenit. Nu putea să se întoarcă la practica lui medicală. Nu a putut trece peste cele întâmplate. Un an mai târziu, după incident, el era la pragul mănăstirii. S-a uitat în jur și a făcut cruce și a intrat. Astfel s-a terminat viața domnului Grigore și s-a început viața lui Vladimir. A trecut prin multe până a primit posibilitatea de a sluji, de a fi preot. El se dedica în întregime slujirii lui Dumnezeu. Îi ajuta pe oameni, pe cei care sufereau, pe cei bolnavi și săraci. Nu doar prin rugăciune și nu doar prin conversații, el se folosea de toate conexiunile care au rămas din viața precedentă. Îi aranja pe bolnavi în spitale, le achita intervențiile chirurgicale, era ocupat doar de asta. Se ruga în ispășirea păcatelor și a celor două morți, a fiului și a tatălui, care erau pe conștiința lui. Părintele Vladimir primea satisfacție de la slujirea lui, pe care o numea muncă. Într-o zi, la slujbă, a fost adusă o tânără. Era foarte frumoasă. La biserică nu era cuvenit să întreb de ce, cum și când. Era de ajuns certificatul de moarte, ca să se asigure că nu era sinucidere. Sinucigașii nu au voie la slujbă și nu pot fi îngropați pe teritoriul cimitirului. Fata era diagnosticată cu o boală. Preotul Vladimir s-a și gândit atunci că pe chipul ei nu există semnele caracteristice ale acestei boli, care era trecută în certificatul de deces. Profesia din trecut nu-l lăsa. El se uita la toți ca înainte, cu ochi de profesional. Fata era îmbrăcată într-o rochie ușoară, cu dantelă, și prin acea dantelă anume, preotul a observat că nu există semne de autopsie. Dar cum așa? Căci autopsia trebuie să fie obligatorie. El a aruncat o privire întrebătoare asupra rudelor care s-au adunat în jurul sicriului. Unul dintre chipuri îi părea cunoscut. Ce coincidență! Dar preotul și-a amintit că l-a văzut încă când lucra chirurg. E medicul legist, sigur. Preotul i-a făcut din cap. El s-a uitat atent înapoi, dar nu i-a răspuns. De fapt, bărbatul l-a cunoscut pe preotul Vladimir, dar s-a prefăcut că nu se știu. Straniu. După slujbă, preotul voia să-și exprime condoleanțele. Bărbatul o înmormânta pe nora lui. Acea fată era soția fiului medicului legist. Ce rău îi părea, ce greu este să-i pierzi pe cei dragi. Preotul însă era confuz, de ce nu a fost efectuată autopsia. A decis să-i verifice pulsul. S-a apropiat și a ascultat respirația. Ce faceți, preote? S-a auzit vocea cunoscutului. Oglindă! Aduceți oglindă! A strigat preotul Vladimir. Cu coada ochiului a observat cum medicul legist i-a șoptit ceva fiului său, văduvului eșuat, acesta când a apucat-o la fugă. Eroul nostru nu știa ce să facă, să fugă după criminal sau să-și îndeplinească datoria profesională, acordând primul ajutor. Cineva i-a adus o oglindă și preotul a pus-o la nasul fetei. Da, ea respira. Au chemat ambulanța și poliția și au început să se clarifice în cele întâmplate. Tatăl văduvului eșuat a luat toată vina asupra lui, deși totul era clar. Tânărul Don Juan își găsise o amantă.
și astfel a decis să scape de soția lui bogată, ca să primească moștenirea. Un simplu divorț avea să-l lase afară, fără nimic. Tatălui, medic legist, l-a ajutat, i-a prescris somnifere, i-a dat un certificat fals și a emis concluziile. Fiecare își folosește conexiunile diferit, preotul Vladimir ca să-i ajute pe cei în nevoie, iar acei oameni fără scrupule le-au folosit pentru scopurile lor murdare. Preotul Vladimir o vizita pe femeie la spital. Venea la ea, se așeza alături cât ea dormea și nu înțelegea cum puteau să facă una ca asta cu o asemenea frumusețe. Când se trezea, aceștia vorbeau ore în șir. Ea știa că nu a fost îngropată de vie doar datorită preotului. El avea însă niște sentimente ambigui. Simțea că este atras anume de acea fată, probabil că din cauza că a scăpat-o de la moarte. De parcă contul s-a închis, a simțit că, salvând această viață, și-a ispășit păcatul pentru moartea micului Ion. Treaba e făcută, slujirea e terminată. În timpul lungilor conversații s-au împrietenit. Preotul Vladimir nu era bătrân deloc, deși fata era mai tânără decât el. În ziua externării a venit la ea, în haine lumești, cu flori. Fata nici nu l-a cunoscut. Părintele Vladimir? De fapt, numele meu este Grigore, a răspuns bărbatul. Peste jumătate de an, perechea s-a căsătorit. Primul copil a fost numit în onoarea lui Ion. Prieteni, asta a fost istoria noastră de astăzi. Scrieți-ne în comentarii cum v-a părut. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!